Bună ziua, dragii mei! Astăzi vremea se va răci în toate regiunile, dar mai accentuat în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și al Transilvaniei. Cerul va fi variabil cu unorări temporare în jumătatea de est a țării. În zonele montane va ninge slab, iar în zonele submontane și în zonele joase de relief sunt anunțate ploi. Vântul va sufla slab până la moderat, dar cu intensificări la altitudini mari cu rafale de până la 100 de km pe oră. Temperaturile maxime de astăzi se vor încadra între 7 și 17 grade. Dar să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi senin cu unorări temporare și ploi pe arii restrânse. Termometrul va indica 14 grade în Târgoviște, 10 grade în Călăraș. În Transilvania, vremea se răcește și sunt anunțate ploi. Maximele urcă până la 11 grade în Sibiu, 11 grade și în Cluj-Napoca. În Moldova, temperaturile sunt, din păcate, în scădere. Cerul va fi în mare parte înorat, iar termometrul va indica 9 grade în Focșani, 9 grade și în Iași și în Botoșani. În partea de vest a țării se anunță o zi însorită, cu maxime de până la 15 grade în Timișoara, 13 grade în Baia Mare. În Oltenia ne bucurăm de intervale cu soare, iar maximele ajung până la 16 grade în Slatina, 18 grade în Turnu Severin. În Dobrogea, din păcate, vremea devine instabilă, se răcește și, în plus, meteorologii anunță precipitații. Vor fi 13 grade în Mangalia, 8 grade în Tulcea. La noapte, cerul va fi mai mult senin, cu unorări temporare în regiunile estice. Vor fi precipitații mixte la munte, iar în zonele joase de relief va ploua. Vântul va adia slab până la moderat, cu intensificări pe creste, cu viteze mai mari în Carpații meridionali, unde rafalele vor depăși până la 80 de km pe oră, dar și pe arii restrânse în Moldova, Dobrogea și în Părăgan. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 6 și 4 grade cu plus. În capitală ne bucurăm și astăzi de vreme însorită, dar temperaturile sunt în scădere și se vor înregistra, iată, astăzi 14 grade. La noapte cerul va fi senin, iar minima coboară la minus 3 grade. Mâine se încălzește din nou, va fi soare cam toată ziua, iar în jurul prânzului termometrul va indica 17 grade. La munte se mai răcește astăzi, iar vremea devine chiar ușor mai rece decât în mod normal pentru această perioadă. Pe parcursul zilei, cerul va prezenta înorări temporare și se vor semnala precipitații mixte, mai ales în Carpații occidentali și local și în cei meridionali. Vântul va prezenta intensificări, mai ales pe creste, unde rafalele vor depăși chiar și 100 de km pe oră. Se vor înregistra 3 grade în Semenic, 3 grade și în Păltiniș. Iar acum, prognoza meteo personalizată. Ionuț m-a întrebat cum va fi vremea astăzi în Craiova. Maxima ajunge până la 16 grade, iar cerul va fi senin. Dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre, ca de obicei, pe adresa de mail meteoaron@canaldepunctoro. O după amiază excelentă vă doresc, indiferent de vreme.